Cui ne adresăm? Că dacă ne adresăm... Sunt anumite persoane care reacționează la argumente raționale în care trebuie să le explici pe înțelesul lor diverse aspecte. Sunt alte persoane care reacționează mai bine la emoții. De aceea, cred că în România, acest tandem este numai bun, în care se explici și așa și așa și cu argumente din toate domeniile anumite lucruri pe care le dezbatem aici. În România nu argumentele au câștigat, cum să zic, jocurile de culisă. Dacă vă aduceți aminte, colectiv a câștigat jocul de culisă, numai căruia beau aia șampanie la cotroceni. Păi tocmai că de asta spune pe mine, nu m-ar fi convins. Adică eu imediat am analizat rațional chestiunea, mi-am dat seama că e un joc de culise de baza pe emoții. Și atunci, normal că nu m-a convins. Dacă ar veni cu argumente raționale și foarte bine puse la punct, atunci poate că aș fi reacționat și eu la colectiv. Pot să fac reclamă la Netflix? Uitați-vă la un film făcut de americani, Irezistibil. E formidabil. E despre ce vorbim noi aici. Irezistibil. E vorba despre într-un orășel în Statele Unite, campanie pentru doi primari. Da? Și cu staff de campanie. Circul și în care se transformă campania. Circul în care se transformă campania și e o poveste acolo de văzut. Da, da. Foarte, foarte interesant. Cam despre asta vorbim. Dar să știți că și adică suntem manipulați. Domnule Iacob, dar putem și manipula. Și noi trăim într-un film. Știi? Și noi trăim într-un film. Și uite, vreau să aduc în discuție altceva acum. Până domnule, actori proști, asta e, spectatori sunt foarte mulți. Mult. Spectatori sunt foarte mulți, chiar dacă actorii sunt proști. Sunt savurate, sălile-s mai pline. Da, nu știu, acum nu mă pricep, nu sunt critic de film.